Cei trei purceluși. A fost odată ca niciodată o purcea care avea trei purceluși. Când au crescut destul de mari să își poarte singuri de grijă, mama lor i-a chemat și le-a spus: este timpul să mergeți în lume, să vă găsiți norocul, să fiți buni și cinstiți. Doar lucrul pentru care ați muncit vă va aduce fericirea. Și aveți grijă de lupul cel rău. Când ajunseră la răscruce, cei trei purceluși se despărțiră, luând-o fiecare pe un drum. Primul purceluș porni pe drumul care ducea la dreapta, al doilea pe drumul care ducea la stânga, iar al treilea drept înainte. Pe drum, primul purceluș se întâlni cu un om care stătea lângă un balot de paie. Fii bun, dă-mi mie paiele ca să-mi construiesc o casă din ele. Purcelușul era cam leneș de felul lui. Întâi se întinse pe paie ca să tragă un pui de somn. Când se trezi, desfăcu balotul și, fără grabă, înfipse trei stâlpi în pământ. Apoi construi o casă rotundă din paie, cu o ușă mare și ferestre mici. După care se cuibări înăuntru, crezându-se la adăpost. Însă veni lupul cel rău, căruia era tare foame. Bătu la ușă și vorbi cu un glas gros: purcelușule, lasă-mă să intru! Purcelușule, lasă-mă să intru! Nu, nu te las! Nu, nu deschid! Orice mi-ai da! Atunci o să suflu și o să suflu până îți dobor casa la pământ! Și începu să sufle spre casa din paie cât de tare putea. Sufla așa de tare încât casa căzu la pământ. Înspăimântat, primul purceluș o lua la sănătoasa, hotărâ să se ascundă la cel de-al doilea purceluș. Pe drum, cel de-al doilea purceluș se întâlni cu un om care stătea lângă o grămadă de crengi. Fii bun, dă-mi mie crengile, ca să-mi construiesc o casă din ele. Al doilea purceluș era cam neîndemânatic de felul lui. Mai întâi rupse crengile în două, apoi înfipse stâlpii cam strâmb și în cele din urmă aproape că doborâ acoperișul. Însă reuși în final să construiască o casă, chit că era strâmbă, cu o ușă atât de mică încât trebuia să te apleci ca să intri și cu ferestre atât de înalte încât trebuia să te ridici pe vârfuri ca să le deschizi. Tocmai terminase când sosi primul purceluș. Lupul cel rău a vrut să mă mănânce, îi spuse el frățiorului său. Te rog, lasă-mă să mă ascund în casa ta! Iar cel de-al doilea purceluș îl primi pe frățiorul său în casa lui, făcută din crengi. Amândoi se credeau la adăpost. Însă veni lupul cel rău, căruia încă îi mai era foame. Bătu la ușă și vorbi cu glas gros: purcelușule, lasă-mă să intru! Purcelușule, lasă-mă să intru! Nu, nu te las! Nu deschid orice mi-ai da! Atunci o să suflu și o să suflu până-ți dobor casa la pământ! Și începu să sufle spre casa de crengi cât de tare putea. Suflă așa de tare încât casa căzu la pământ. Primul și al doilea purceluși o luară la sănătoasa, hotărâră să se ascundă la cel de-al treilea purceluș. Între timp, pe drum, al treilea purceluș se întâlni cu un om care stătea lângă o grămadă de cărămizi. Fii bun, dă-mi mie cărămizile ca să-mi construiesc o casă din ele. Cel de-al treilea purceluș era tare isteț și muncitor de felul lui. Întâi numără cărămizile și ridică stâlpii. Apoi construi patru pereți drepți și un acoperiș trainic. Își făcu o casă pătrată cu ferestre frumoase și o ușă solidă. Tocmai terminase când sosiră primul și cel de-al doilea purceluș. Lupul cel rău a vrut să mănânce! Te rugăm, lasă-ne să ne ascundem în casa ta! Iar cel de-al treilea purceluș îi primi pe frații lui în casa de cărămidă. De data asta sunteți la adăpost, zise el. Însă veni lupul cel rău, căruia încă îi mai era foame. Bătu la ușă și vorbi cu glas gros: purcelușule, lasă-mă să intru! Purcelușule, lasă-mă să intru! Nu, nu te las! Nu, nu deschid! Orice mi-ai da! Atunci o să suflu și o să suflu până-ți dobor casa la pământ! Și începu să sufle spre casa de cărămidă cât de tare putea, dar casa nu se clinti. Lupul cel rău era obosit și se făcea din ce în ce mai foame, așa că hotărâ să încerce un vicleșug. Văzu coșul casei și se gândi că poate intra pe acolo. Se urcă pe acoperiș și se aruncă în coș. În vatră fierbea un cazan cu apă. Al treilea purceluș dădu la o parte capacul cazanului. Lupul alunecă pe coș drept în cazan,
scoase un urlet groaznic, sări în sus și o luă la fugă cât îl țineau picioarele. Iar cei trei purceluși trăiră fericiți împreună și nu mai auziră niciodată nimic de lupul cel rău.